aștept motivarea curții pe care o vom citi până o înțelegem sau până înțelegem ceva din ea, după care voi comunica ce trebuie făcut sau ce voi face eu mai exact. Această decizie a curții aparent vorbește doar despre o chestiune foarte concretă de revocare sau nerevocare a procurorului șef DNA. În realitate însă sunt mult mai multe teme care apar, care sunt readuse în discuție și care merită discutate. Bună oară, statutul procurorilor. Eu personal sunt convins și voi acționa în consecință, evident, că procurorii trebuie să fie independenți. Procurorii în niciun caz nu trebuie să fie controlați politic. Procurorii nu pot fi în subordinea unui politician, fie el și ministru. În consecință, orice am face noi în România ca stat, trebuie să asigure independența procurorilor pentru a garanta, în definitiv, o justiție independentă. Este foarte adevărat, în Constituție avem un articol care spune că procurorii funcționează sub autoritatea ministrului. Eu înțeleg acest lucru în felul următor. Ministrul are, sau cel puțin ar trebui, să aibă o autoritate în domeniu și să folosească această autoritate, ministrul justiției, pentru a apăra independența procurorilor, pentru a-i apăra chiar pe procurori în dezbaterea publică, fiindcă munca procurorilor este extrem de dificilă. Deci, autoritatea ministrului ar trebui să fie orientată spre înlesnirea muncii procurorilor. În niciun caz, repet, în absolut niciun caz, autoritatea ministrului din articolul din Constituție nu înseamnă și nu poate să însemne că procurorii sunt în subordinea ministrului. Deci oricine și orice ar spune nu-i poate plasa pe procurori în subordinea unui politician. Eu iau în calcul să respect statul de drept din România, să-l întăresc, să am grijă atâta cât pot să rămână procurorii independenți, cu respectarea, evident, a Constituției. Discuție cu șefa DNA ați avut până acum sau urmează să aveți această discuție? Nu am avut o discuție, fiindcă nu este cazul. Această discuție se poartă în termeni constituționali și nu personali.